care a pilotat pur și simplu impecabil pe parcursul acestui weekend. Pierdem în spatele modelului Radical, acolo Mihai Ileu și din păcate iată lovește un stâlp. Mă bucur foarte mult că nu era niciun spectator în acea zonă. Sperăm că nu este nimeni rănit. Am avut parte de o sperietură serioasă însă, iar Mihai Ileu are parte de manșă compromisă în acest moment. Jérôme France primește steagul roșu în această zonă a traseului. Are o mică tăietură la picior, am vorbit cu el, am vorbit cu mama lui, totul este ok, vom ține legătura, deci nu pot să mă bucur de absolut nimic la ce s-a întâmplat. Nu, trebuie să... am greșit și îmi asum greșeala. Amintești când a fost ultimul tău incident, ultima ieșire în decor? Nu știu, dar a trecut foarte mult timp, adică mulți ani au trecut de când n-am mai avut nici nu știu, cred că poate acum 15 ani a fost ultima dată. Nu știu, este o mașină puțin nouă, este puțin mai ciudată decât ce am mers până acum. Cum ți-am spus, dacă ar fi fost numai să zic un incident simplu de cursă, asta e, nicio problemă, dar la ce s-a întâmplat, sincer, asta este cea mai mare părere de rău. Încă nu cunosc mașina foarte bine, cred că sunt multe lucruri de setat pe care încă nu le știm exact. Pur și simplu am pus frână și pe frânare mașina mi-a plecat de spate foarte tare. Am încercat să o redresez, dar n-am reușit. Pe poziția 3-a, Conor Radical, SR8, îl avem pe același, Mihai Ileu! Pentru a doua oară consecutiv este ales cu aplauze pentru Jérôme France! Și bateria cu șapte.